Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a dezbaterei zilei. Puține săptămâni mai despart până la constituirea noilor consilii locale și județene, așa cum au fost ele stabilite la alegerile din 9 iunie. Pe de altă parte, asistăm deja la pregătiri vizând alegerile parlamentare și cele prezidențiale, în sensul că majoritatea partidelor își măsoară intern candidații și, și evaluează șansele de concep strategii. Discutăm despre toate acestea cu domnul Marian Dalban, actual și viitor consilier local din partea Partidului Social Democrat. Bine ați revenit în platou Iași Mulțumesc tare mult pentru invitație. Salutări și dumneavoastră și celor de acasă care ne privesc. Așa cum am spus, parcurgem ultima perioadă a mandatului 2020-2024. Pe cel de la Consiliul Local Iași, cum l-ați caracteriza atât timp cât Consiliul Liberali și cei social-democrați nu au părut să rezoneze cu coabitarea de la nivel central unde au fost acele rotative, acele împărțiri de portofolii? Uh, un, un amestec de cuvinte am în uh, cap în moment de față ceea ce ar caracterizat acest mandat haos, uh, lipsă de directive, de o direcție clară, uh, instabilitate politică, socială pandemie, contexte diferite sociale, economice mm -hmm. a fost un mandat care uh, n-aș putea spune că a fost un mandat greu, dar a fost un mandat care nu ți-a permis să vezi dincolo de anumite bariere și au fost multiple bariere Prima barieră, 2020. Te-ai trezit cu pandemie, te-ai trezit context epidemiologic, probleme financiare, rupturi în planul guvernamental național, nu se mai înțelegeau stânga cu dreapta și așa mai departe. O dată. Doi. Planul 2, Intri în Consiliul Local și vezi că nu există o majoritate. i -ai votul, nu-i lua votul, negociază îl fă-l, atinge, fă majorități și așa mai departe. 3. Se termină și această poveste, se identifică unu-două unu, două personaje care să asigure majoritatea la limită, nu confortabilă, la limită pentru executiv, după te trezești că nu sunt bani, că nu ai buget pentru proiecte mari, investiții stadionete, că nu le mai reluăm. 4. Se termină și această poveste, totuși încep să se miște anumite aspecte în context național guvernanța se așează și cu influențe străine, americane, în fine o întreagă poveste cu conflictul de la graniță, păi tu oraș, atenție, tu oraș de graniță, de granță, da, adică importanța iașului ca oraș nu a fost una de aici, de acolo. Bun, te așezi la aceeași masă, dar ghiște, ești cu un an de zile înainte de alegerile locale, parlamentare, prezidențiale, europarlamentare și iar nu mai funcționează lucrurile. Vine anul alegerilor. Vine anul alegerilor, iar nu mai ai majoritate. Consilierul a plecat, iar caută majoritate. În timpul alegerilor te cerți cu ăla cu ăla, nu-ți convine. Bă, încerci să creezi noi majorități, noi strategii electorale și așa mai departe. Deci a fost. Cum poți să caracterizezi un astfel de mandat? Un mandat cu multiple evenimente și bariere care nu ți-au oferit posibilitatea să construiești ceva pe termen lung. Da? Așa, proiecte de aici, pe acolo, putem enunța și. Sunt lucruri care chiar s-au realizat. Unul, personal mă simt chiar fericit și mândru că pentru fiind la prima experiență de acest gen, am reușit mai ales în plan social, proiecte pentru autiz, proiecte, chituri uh, pentru nou născuți, pentru mame, copii abandonați. Uh, o, o sumedenie de proiecte. Educație, învățământ educație, educație, ca... învățămân social, uh -huh. zona aceasta unde mi-am îndeplinit anumite punctaje pe care mi le-am dorit. Dar nu e suficient. Nu e suficient, și intrăm într-un nou context. Uh, al mandatului 2024-2028, unde eu am mai spus și cu alte ediții, uh, acest mandat trebuie să fie un mandat al investițiilor în infrastructura grea. Grea nu prin sensul de kilograme, ci grea de anvergură care să ofere sustenabilitate următoarelor mandate. Da, domnule, n-ai să termin stadionul, n-ai să termin sala polivalentă, că nu e ca și cum o construiești peste noapte. Încă nu suntem japonezi și nici chinezi. Pe de o parte e bine, pe de o parte e nu e bine. Um, dar te apuci. Da? Găsim, le, găsim resurse investiționale să ne apucăm de acest lucru. Dacă mă întrebați pe mine personal, contextul internațional va favoriza o nouă coaliție din februarie anul 2025 la nivel național. Mă refer pentru că țara are nevoie de stabilitate, eu am mai spus lucrul acesta, avem nevoie de elemente de stabilitate, vor apărea elemente de criză economică mult mai profunde, sunt fer convins de acest aspect. Toți indicii ne spun și ne orientează către zona aceea. Deja România nu mai este o țară aflată la începuturile ei în viața politicii europene, că ne aflăm în curs de dezvoltare, că primim fonduri, vom vedea că se mai opresc lucrurile și la fonduri europene și la uh, astfel de, de, de programe. Prin urmare, uh, se va strânge cureaua și avem nevoie de responsabilitate și de stabilitate pe toate planurile, de la familie, personal, până la un plan politic, local sau național. Atenție. Indiferent de ce rezultate vor ieși la prezidențiale? Rezultatele prezidențiale, eu sunt un simplu consilier local. Dumne, nici Joana, nici Ciolacu, nici Ciucă, nici Lasconi, nici Simion, nici nimeni, Șoșoacă sau oricare altcineva, Birceal sau care wow. mai au pretenții prezidențiabile, să spunem așa, să fie ei prezidențiabile, niciunul dintre ei nu va veni la Iași să-mi spună, domnule, Uh, uite, așa trebuie să rezolvi problema din podul roșu. Uh -huh. Și să nu mai stai în trafic. Eu nu cred chestiunea aceasta. Deci, asta, sigur, un președinte de țară trebuie să. Cred că următorul președinte de țară trebuie să îndeplinească un singur punct elementar: să încerce să fructifice contextul internațional în beneficiile realităților sociale existente în țara sa. Da? Adică, eu repet, Bene contextul internațional în beneficiul realităților sociale. Da? Nici nu trebuie să mergi cu capul plecat, da? Dar nici nu trebuie să uh, afirm că aici este uh, țara pe nu știu ce loc, și aici uh, soarele răsare prima dată și așa mai departe. Da? Suntem o țară cu specificul nostru, tradițiile noastre, contextul nostru istoric, iar un președinte, viitorul președinte al României, asta trebuie să facă să fructifice ceea ce este internațional în planul realităților sociale existente. Adică, ai tu un președinte de 10 ani de zile, n-a vorbit odată despre tinerii din țara aceasta care sunt șomeri, care își termină studiile, nu-și găsesc un loc de muncă. Ai tu președinte de țară, nu vorbești despre realități sociale ale mamelor, copiilor, oameni care mor de foame, domnule, și, mm. nu, și nu în cele mai sărace sate. Ce aici, în mijlocul Iașului? Mergem în piața Unirii. Am găsit eu la etajul 3, ca să nu mm. continui o poveste, un caz social de mi s-a făcut pielea de ine. Deci cam acestea sunt realitățile sociale. Bineînțeles că un președinte de țară nu poate să se ocupe, că de aceea există descentralizarea. Dar să vizeze și să prioritizeze aceste macro, -pro... macro probleme sociale, în, în, în beneficiu în beneficiul cetățenilor. Am deci... avut, avut un invitat uh, pe generalul Silviu Predoiu care mă reitera pericolul irelevanței. România tinde să, să devină o țară irelevantă. Există acest scenariu, ceea ce este uh, chiar mai rău decât linia cenușie în care ne-am aflat de-a lungul războilor, zona cenușie. Și din păcate tot asta <coughs> spunea că irelevanța a ajuns deci uh, uh, nu doar uh, europenii sau ceilalți uh, ne ignoră ci uh, Pericolul vine din interiorul nostru. Românii spun că nu le mai pasă de ceea ce se întâmplă. În continuare, care e un pericol mult mai mare. Uh, știți ce se întâmplă în momentul în care nu-ți mai pasă, nu mai ești atent la dezechilibrele de celorlalți. Cresc tot felul da. de puseuri din da, acestea da, da, da. politico-extremiste, da, unele apar, unele au făcut colți. Uh, încă nu reușesc să explodeze așa cum și-ar dori, și dori ele, dar da, acesta este riscul. Să ne autodistrugem, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Nu cred că va fi cazul. Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt și om de stânga, sunt social-democrat. Eu chiar cred, de asta am și spus contextul și realitățile sociale interne în țara aceasta. Mai eu, aia eu, de eu, social, eu că cred că ați scos cartea, cum sunt, să devii un politic da, și Eu, eu cred, cred că România merită un președinte de stânga, un președinte social-democrat. Vom vedea ceea ce vor spune românii la vot, vom vedea ceea ce se va întâmpla. Mai avem un pic începe începe precampania, dar până acolo trebuie să ne îngrijim de problemele noastre locale, locale. care nu sunt puține, sunt multe. Vom avea săptămâna aceasta, de exemplu, o ședință da, de consiliu local. Da, hai să discutăm, local. revenim la prezidențiale da. pe finalul emisiunii. Mâine e ședința de consiliu local. Așa este. Așa. Avem mm -hmm. destul de multe puncte pe de zi. Două mi-au atras atenția cu modificarea tarifelor la agentul termic, la distribuție, furnizare și Da. de agent termic și al doilea era bugetul S pentru sărbătorile Da, da. Începem cu primul enunțat de dumneavoastră. Putem să-i facem o analiză a acestui proiect din trei perspective. Politică, economică și într-o cheie administrativă. Nu politică, administrativă. Pura de administrație. Dacă luăm lucrurile într-o cheie, mergem cu a doua variantă, economică, sigur că cineva ar putea spune că da, este motivată această scumpire și anume să se ajungă la 257 de lei fără TVA, gigacalorie, megawatt, oră și așa mai departe. Iar pentru, iar pentru uh, uh, unitățile administrative, școli, spitale și așa mai departe care sunt cablate la utilitatea publică undeva la 635, diferența de 377 de lei fiind suportată la casnici, mă refer la cei care sunt cablați caznici fiind suportată de primăria municipului Iași, da? Ne-am împrumutat anul trecut de 40 de milioane de lei, peste 40 de milioane de lei pentru a cumpăra ce? Cărbuni, mm -hmm. da? Spun oamenii, domnule, păi, vedeți, n-ai făcut în podul roșu, n-ai făcut podul, n-ai făcut podețul, e aglomerație în oraș, dar uite, ne-am împrumutat de 40 de milioane de lei ca să cumpărăm cărbuni, ca să încălzim 20 și ceva de mii de locatari, dacă nu mă înșel, 23 de 23 apartamente, de apartamente de brașa, în afară de, de instituțiile publice. Și instituțiile publice afara. Destul de multe. Destul de multe, corect. Bun, peste acest context vine și o directivă europeană care nu este cu virgulă sau cu așa, spune clar traiectoria Uniunii Europene este către sistem centralizat. Sistem centralizat. Nu se mai poate. Poluarea e decă norme de mediu. Mm norme europene și așa mai departe. Prin urmare, dacă iei aceste argumente, ele pot fi într-o anumită măsură corecte. Dar urmează și reversul. Da? Reversul înseamnă că scumpirea este una destul de mare peste noapte, da? realitățile sociale, economice ale oamenilor de rând, eu mă refer la cei 20 și ceva de mii de oameni care sunt cablați, nu neapărat la instituțiile publice, deși și acolo, că tot din banul public, public plătești, corect da? Dai la căldură, nu dai la șosea. Okay. Și e aceeași poveste. Prin urmare, la cei 23.000 de oameni ar trebui să avem o atenție specială. Majoritatea categoriilor sociale sunt pensionari. Cei care, din vari motive, apartamente vechi sau nu și-au putut permite o centrală sau etc. Adică nu sunt familii neapărat cu un venit sau dintr-o categorie socială, să spui, foarte, foarte mare. Prin urmare, o astfel de politică publică adoptată trebuie să vină și cu o contrapondere, adică cu niște măsuri sociale, ca acolo unde, nu la toți. Primăria nu trebuie să se transforme într-o într asistență socială generală, că nu despre asta vorbim. Dar acolo unde este cazul, să ai anumite intervenții. Există o astfel de intervenție. banii la căldură. Banii de lemne, cum se spun, da, banii de căldură. sunt vreo da. 3000 de cetățeni care primesc cel puțin din datele pe care le știu eu. Da ar trebui văzut care este situația în momentul de față. E puțin falsă, că ne raportăm la niște venituri care ulterior au crescut și cifrele au rămas destul de jos, prin urmare nu corect. cred că... Corect, Și cu inflație și cu mm. ce mai contează în momentul de față să câștigi 1500 de lei în, în familie, da? Mergi la magazin cu 100 bun, de lei, deci, nu ai ce rezumând, bun, bun. rezumând. să puneți presiune pe bugetul local salvând astfel economiile ieșenilor? În momentul de față, la comisiile, au fost comisii astăzi și chiar și la bugetul că mai intrat odată, nu? Tentativă. acum o lună de zile sau da, două da, luni de zile noi colegii social ne Ne-am abținut uh, argumentând în felul următor, ne-am dori să discutăm mult mai aplicat acest uh -huh. proiect de hotărâre. El a venit pe ordinea de zi, a venit în timp util, dar discuția n a mai avut loc. Uh -huh. Deci uh -huh. în perioada aceasta de timp n-a existat nicio nicio discuție. Vom analiza, vom avea și o întâlnire noi între colegii consilieri consilieri social democrați, vom lua o decizie. Noaptea e un mic. Noaptea este un sfetnic bun pentru toată lumea. Dar eu repet acesta este argumentul din punct de vedere economic. Din punct de vedere politic. Sigur că domnul primar a pus pe ordinea de zi această decizie pentru că nu mai ai când să o pui altundeva. Dacă o luai înainte de campanie este o măsură neconvenabilă pentru populație, și atunci pierzi voturi. Dacă o pui mai târziu, vine iarna și iar uh, uh, îți afectează financiar lucrurile și atunci varianta cea mai oportună a fost în această ședință de uh, Consiliu Local. Din punct de vedere administrativ și ultimul argument. Sigur, face aceste scumpiri, dar hai să ne punem niște întrebări. Ce faci cu ceturile? Cu politica de dezvoltare a acestor ceturi și de, uh, 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 de îmbunătățire a cazanelor. A, uh, e o întreagă poveste acolo. Păi un, mai aveți Ziviz, da, un proiect pe unele uh, de zi Da. retehnologizarea uh, holbox. Sunt bosta. studii de fezabilitate, da, atenție, da. adică okay. nu, nu, nu sunt uh, investiții, adică nu trecem de la huilă pe gaz mâine dimineață. Nu trecem nu. mâine, dar la același timp a apărut și oferta aia pe da. parteneriat uh, de, 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 de la concesionar. Din punct de vedere administrativ, avem nevoie de soluții în care să ducem, această greutate și presiune, că realist este o presiune pe bugetul Consiliului Local, să încercăm să o facem oportună pentru un dezvoltator, pentru un administrator privat. E A, apărut, o, Doamne, ajută și m-aș bucura tare mult ca să se și materializeze ce se întâmplă. Avem un avantaj foarte mare și transmit acest lucru, poate emisiunea este urmărită și de alte persoane interesante. Un lucru important, rețeaua de termoficare a Iașiului și de distribuție a agentului termic este una destul de bună. De la pierderi de nu știu câte tone pe zi, am ajuns la câteva, câțiva zeci da, da, de litri, da, da. sute de litri, poate și mai puțin, adică nesemnificativ în raport cu alte orașe, Cluj, Timișoara, București, nu mai vorbim despre ce se întâmplă acolo. Deci rețeaua de distribuție este una destul de bună. Și mai am încă un mesaj, n-ar fi rău ca aceste măsuri să fie Uh, cum să vă spun, să fie uh, uh, dezvoltate sau uh, uh, îmbunătățite sau completate, de fapt, și de anumite programe de promovare da? în spațiu public. Dom'le, de ce e mai bine ca eu să nu am centrala acasă și să fiu racordat la sistemul de distribuție a agentului termic, sistemul public? Da? Uh, un alt element, un alt subiect. Dom'le, câți uh, oameni mi-ar trebui mie primărie... Eu așa aș face cald. Câți am acum? Am 23.000 plus instituțiile, da? Uh -huh. De la 23.000 la cât trebuie să ajung ca A eu să, susțină... fiu, să fiu, să mă autosustin, să fiu un proiect sustenabil? Da, trebuie să ajung la 50.000? Da. Păi dacă ajung la 50.000 nu e nicio problemă, înseamnă că am o marjă de 25.000 de oameni unde eu trebuie să-i convin prin promovare, prin marketing, prin să le ofer beneficii. Uh -huh. Eu vă mai spun un lucru. În momentul în care tu crești prețul peste noapte printr-un vot în Consiliul Local. Păi eu, agent privat, câte clădiri de birouri nu avem în Iași, ale privaților? Păi eu, agent privat, mie nu -mi convine ca să mă cablez și să am fluctuații din acestea de preț peste noapte. De ce? Pentru că eu mi-am făcut bugetul în ianuarie, eu, agent privat, pe tot anul. Uh -huh. Și eu mă trezesc în august că până acum plăteam 300 de lei la căldură și acum plătesc 600 de lei, dublu. Da. Nu este în regulă. Da. Și atunci, vedeți, sigur, avem și argumente și pro și contra unde ar trebui să le mai mult. Uh, am insistat destul de mult pe uh, termoficare. Ce se mai au din interiorul partidului? Pregătiți, nu? Campania la parlamentare, la prezidențiale? <coughs> în ce măsură uh, uh, a fost uh, afectată uh, activitatea din interiorul partidului de ultimele schimbări de la nivelul conducerii municipiului? Uh, au existat, așa este, au existat niște schimbări la nivelul organizației municipale. Uh, ce vreau să vă spun este că activitatea politica administrativă a reprezentanților partidului în parlament, în consiliul local, în consiliul județean nu este afectată de astfel de modificări. Adică interesul nostru este unul clar, da, proiectele eșenilor, proiectele cetățenilor, proiectele de infrastructură, ne-am setat câteva obiective clar. Dacă mâine nu mai este președintele X și este președintele Y, de fapt proiectele mari, stadionul tot stadionul rămâne, da. și așa mai departe. Bun. Dincolo de aceste aspecte, sunt fer convins că eu, colegii mei, vom găsi maturitatea necesară pentru a depăși poate anumite situații inerente care se întâmplă în absolut orice formațiune politică, în absolut orice partid și așa mai departe. Suntem pregătiți, zic eu, pentru alegerile parlamentare și prezidențiale. Ați definitiva lista? Sau... Nu s-a definitiva lista. Vor fi niște etape, consultări interne, supunerea la vot în, în cadrul birourilor județene, politice, locale și așa mai departe, unde eu sunt foarte convins că vor fi cei mai buni candidați și oamenii vor putea să voteze cu încredere. Dincolo de aceste aspecte, eu spun clar, proiectele ieșinilor sunt importante în plan local, că ați vorbit de organizația municipală, de aceea spun, da. există o listă de consilieri locale, am crescut pe vot politic, am crescut pe toate planurile. Timp de patru ani de zile nu au existat situații de dezvoltatori imobiliari, de povești de corupție în rândul... Cu... Adică ne-am făcut treaba cu cinste, zic eu, se putea mai bine, oriunde se poate mai bine, așa e, este. E un sigur caz, mai recent, cu primar, da, atât. Eu vorbesc de primăria, da, 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 da. De primăria Iași, da? de, de colegii consilieri de, 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 locale. Sigur că pădure fără uscători nu, nu, exista, nu, nu există. Și vă mai spun o chestiune. Ai probleme? Plătești. Ai furat? Plătești, Corect. ai furat, răspunzi și așa Corect. mai departe. Corect. Îți asumi Da? și un partipule. Nu poți să te duci la el acasă să-i spui de dimineață până seara, f aia, f aia, f aia. Omul trebuie să aibă o autoresponsabilitate. Asta, domnule, mă autoresponsabilitate pentru mine, pentru partii, pentru familie, pentru copii și așa mai departe. Bun. Cam acestea sunt lucrurile în linii mari. Eu cred că mergem într-o direcție uh, corectă. Nu va fi greu, nu va fi ușor, de fapt, nu va fi ușor nici în plan local, nici în plan uh, național, nici de grabă internațional. Avem alegeri internaționale care vor influența peisajul uh, politic, să spunem așa, românesc, Credeți? sunt foarte convins. Da, 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 da. sunt foarte convins de aceste lucruri. Așteptăm rezultatele în spațiul american, în primul rând parteneriatul strategic România-SUA nu este de aici, de acolo, sunt fer convins că vor fi anumite influențe, dar și acolo fac o paranteză, nici acolo nu mai contează cine-i președinte, pentru că interesele Americii pentru a se poziționa în, acest, în această zonă geopolitică sunt uriașe, cum de asemenea interesele României de a fi apărată și de a reprezenta un pol regional de stabilitate sunt iarăși uh, 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 importante. Trebuie să fim atenți la colegii noștri de peste Prut să trec prin perioade mult mai dificile decât ale noastre uh -huh. și cam acestea sunt lucrurile în linii mari. Cert este și uh, cu acest lucru închei, indiferent ce se întâmplă până în decembrie, noaptea de decembrie mergem la Revelion, dar după Iașu are nevoie de, atenție, stabilitate. Indiferent cum vor arăta majoritățile, avem nevoie de stabilitate și de mari proiecte în infrastructura grea. Uh, mai avem un minut. Promiteam să revenim asupra uh, alegerilor prezidențiale. Nu vi se pare ciudat că în preferințele electoratului conduce un candidat care încă nu și-a exprimat uh, intenția de a candida? Este normal din punct de vedere sociologic pentru că vine pe o filieră internațională, a avut o vizibilitate destul de mare. Nu este un no-name în viața politică sau ieșit acum scos din buzunar, dar are chiar un. Un istoric, chiar de stânga, are un istoric, este normal. Aceste sondaje, cum să vă spun, în viața politică apare ceea ce se numește lebăda neagră. Uh -huh. Azi ești, mâine nu mai există, uh -huh. da se pot întâmpla foarte multe uh, lucruri. Uh, depinde cine face aceste sondaje, sondaje care e școala de sondare și așa mai departe. E o întreagă poveste. Uh, ele sunt normale. Din acest moment, din ziua în care, atenție, din secunda în care oamenii și-au anunțat și și-au depus candidatura cu liste, adică cu liste de semnături, din momentul respectiv începe erodarea, să spunem, politică unde se creează în statistică numită, se creează oarecum dezechilibre. Eu iau de la tine, 2% tu iei de la mine și așa mai departe, se creează un joc. Și undeva pe la mijlocul lui octombrie putem vorbi de niște statistici mai echilibrate. Sedimentare, În, moment... a da, da, da. De în momentul, spune. în momentul de față sunt doar niște elemente. Bune, ele pot să influențeze mai mult sau mai puțin, dar nu sunt relevante pentru rezultatul final al alegerilor. Trebuie să încheiem aici. Eu Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și nu pot decât să vă doresc înțelepciune și inspirații în viitoarele decizii pe care le veți avea de luat în calitate de important om politic al, al Urbei. Doamne, în ceea ce vă privește, estimați-o, vă dau o întâlnire mâine la o dezbatere unde, atenție, vom avea un candidat la alegerile prezidențiale. Până atunci, nu pot decât să vă doresc doar lucruri bune.